relaxare totală, să mergi pe jos, pe lângă mare, din Vama Veche pe țărm, din Vama Veche spre 2 mai sau invers. Mai faci o baie, cum am făcut eu, de două ori m-am oprit mai înainte. E excelent, relaxant și rupt așa din realitatea de zi cu zi. Nu știu. Și acum o să intru în nebunia. Deci aici în 2 mai nu e chiar așa mare, da? Un pic mai puțin lumea decât la Vama Veche, cred. Dar totuși e destul de lume, de multă lume și aici în micul golf. Aici, la intrare, s-a alergat pe ei. La intrare, la plecare din, în proba de alergare. Țop, țop, de pe unul cu altul. Deci erai mor de oboseală de la not și bicicletă. Te rupeau și ăștia, da, nu mai s-a rezolvat, uite, potecuță. Ce să mai... Pe aici să mergea, pe asta. Pe ăștia, da. Cum e? Mă putei cum mă potecuță. Asta de aici nu e. Aveam un pic sezina, apoi deja m-am prins că ce e, nu mai puteam. A fost valuri foarte mari. Eu nu eram nici prea bine încălzit, n-am luat nici magneziu. În fine, oricum nu vreau mai mulți factori. Cert e că la bicicletă m-au lăsat și m-au apucat din nou la alergare. Mai mult a fost mers decât alergare, n-am mai cum încercam să alerg, mă luau căci asta e. Și a fost să fie. Se face festivitatea de premiere și în fine.